am fost la o seară de rugăciune la Tecuci și acolo m-am întâlnit cu câțiva prieteni dragi mie și m-am mai întâlnit cu un prieten foarte bun, 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 bun de tot de-al meu, care îl cunosc de mulți ani. Și mi-amintesc că i-am spus acestui prieten, dacă am oprit un pic aici 5 minute ca să fac materialul ăsta, ca să nu opresc pe, să nu merg cu mașina, că Doamne ferește, nu vreau să fac un accident. Și i-am spus acestui prieten, zic, nu vrei să vii cu mine la București? El am aici în dreapta și imediat o să vă fac cunoștință cu el. Și i-am spus, nu vrei să vii cu mine la București? Și el a zis, ba da, cum să nu? Vin, dacă mă iei cu tine, vin. Și l-am luat cu mine. Și am povestit cu el și i-am spus ce mă apasă, i-am spus bucuriile mele, i-am spus durerea mea, i-am spus gândurile mele care, prin care trec, așa, multe gânduri care le am în minte, i-am spus dorințele mele, i-am spus ce am de gând să fac în viitor, i-am spus multe, multe, multe lucruri. Și știi ce mi-a spus? Mi-a spus un lucru minunat. Dar înainte să vă spun ce mi-a spus, vreau să vă fac cunoștință cu el. Deci e un prieten bun, bun, bun de tot de-al meu și îl am chiar aici în dreapta. Ia uitați, aici. Aici este prietenul meu, cel mai bun prieten al meu. Păi aia că vei spune, bă, ăsta e acolo, nu-i nimeni. Ba da, aici e cineva. Aici este cineva și îți și spun cum îl cheamă pe prietenul meu. Îl cheamă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acest prieten a fost cu mine în necaz, acest prieten este cu mine în bucurie, acest prieten este cu mine atunci când simt că nu mai pot, acest prieten îmi ascultă ofurile mele, acest prieten îmi ascultă tot. Și azi am vorbit cu el, sunt aproape de Buzău, chiar am intrat în Buzău. De la Tecuci până la Buzău am vorbit cu el și mi-a spus așa, mi-a spus că te-am ținut în brațe și încă te mai țin, te iubesc cu o iubire veșnică. Cu cel mai bun prieten al meu l-am aici. Uitați aici. Și numele lui este Iisus Hristos. Aș vrea să spun un lucru. Dacă vrei să te împrietenești cu acest prieten care pe mine niciodată nu m-a trădat, probabil că prietenii tăi, probabil că prietenul tău, probabil că prietena ta, probabil că oamenii te-au supărat, te-au întristat într-un fel sau altul și e normal, suntem oameni, toți greșim. Dar el, dacă ți-l faci prieten pe Iisus Hristos, acest Iisus Hristos va fi prietenul tău cel mai bun și nu te va dezamăgi niciodată. Dumnezeu să te binecuvinteze și nu uita, fă-ți acest prieten și el va fi cu tine. Sper să nu vină poliția, sunt oprit într-un loc bun. Deci când vezi acest videoclip sau aceste gânduri care le-am avut pentru tine, să știi că Iisus Hristos te iubește și vrea să devină cel mai bun prieten al tău. Deci, fă din Iisus Hristos cel mai bun prieten al tău. Spune-i ofurile tale, spune-i bucuriile tale, spune-i tot ce te doare și El va fi cu tine. Dumnezeu să te binecuvinteze, că e noapte, că e zi, El va fi cu tine. Fii binecuvântat de Domnul Iisus.